În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acea să fie cu voi. Lăudați să fie Iisus Hristos. Excelența voastră, drag Părinte Primițiant Cornel, iubiți părinți din altar, dragă comunitate în sărbătoare, cu ocazia Sfântului Mir, la Săbăoani și la Pildești, Preasfințitul Anton Durcovici spunea următoarele: pe noi ne vor persecuta, poate ne vor închide, dar vor veni alții după noi care să vă vestească vestea cea bună. Cuvinte ale unui sfânt care se împlinesc, iată, de ani și ani de zile. Biserica noastră din Moldova este parcă providențial în planul lui Dumnezeu și se împlinesc cuvintele Preasfințului Anton Durcovici. Iată și azi, aici, încă un pas, încă un nou preot care, cred eu, nu poate să fie decât motiv de bucurie. Așa cum într-o familie, când vine un copil, toți se bucură, biserica noastră, marea familie, azi primește un copil, ca pe un copil în rândul apostolilor săi. Ca Părinte Paroh, cu care am crescut împreună sau cu care am trăit împreună, iată, 10 ani de zile cu Părintele Cornel, vreau să vă spun că mă bucur nespus de mult pentru noi, pentru comunitate și pentru biserică, dar și pentru Dumnezeu. Dar mă bucur pentru Cornel, pentru împlinirea vieții sale și pentru răspunsul pe care a fost în stare să-l dea lui Dumnezeu. Da, Doamne! De aceea, dragă Părinte Cornel, îți spun bun venit în comunitatea noastră ca preot și te asigurăm de rugăciunea noastră mai departe. Toți ne angajăm azi în fața noului Părinte că îl vom susține, îl vom ajuta și vom avea o rugăciune permanentă. Și n-am decât să doresc har, succes și binecuvântare în activitate. Așadar, procedem la Sfânta Liturghie, nu înainte de a ne recunoaște păcatele noastre și astfel să ne putem apropia cu inimă curată, deschisă, de Sfintele Taine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Totputernicul și vouă, fraților, am păcătuit cu fapta și curia fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
excelsis Deo. Rugăciunile mele și luminează-mi inima prin harul Duhului Sfânt, ca să mă învrednicesc ca să vârși cu evlavie tainele tale, a sluji cu credință biserica ta și a te iubi cu iubire veșnică. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. Citire din cartea profetului Ieremia. Domnul mi s-a adresat zicându-mi: mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te cunoșteam deja. Mai înainte de a te naște, eu te-am consacrat. Vreau să fac din tine un profet pentru popoare. Iar eu i-am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc, pentru că nu sunt decât un copil. Însă Domnul mi-a spus: să nu zici sunt un copil, căci vei merge la toți cei la care te voi trimite și le vei spune tot ce îți voi porunci eu. Să nu te temi de dânsii, căci eu sunt cu tine ca să te ocrotesc, spune Domnul. Domnul și-a întins mâna, mi-a atins buzele și mi-a zis: iată, pun cuvintele mele pe buzele tale. Să știi că îți dau astăzi puterea asupra popoarelor și împărățiilor, ca să smulgi și să dobori, ca să dărâmi și să distrugi, ca să construiești și să plantezi. Cuvântul Domnului. Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. Am spus lui Dumnezeu: tu ești Dumnezeul meu, fericirea mea e numai la tine. Doamne,
partea mea de moștenire și cupa mea cu sorți. Tu ești acela care ai în mână soarta mea. Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înțelepciune, căci până și noaptea mă îndeamnă inima. Fața ochilor pe Domnul, dacă El este la dreapta mea, eu nu mă clatin. Tu îmi vei arăta cărarea vieții, în fața Ta sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta Ta. Lectura a doua. Citire din prima scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, dacă vestesc Evanghelia, acest lucru nu este pentru mine un motiv de laudă. Este o obligație care mi s-a impus. Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Desigur, dacă acest lucru l-aș face din proprie inițiativă, aș primi răsplată de la Domnul. Dar nu este o inițiativa mea proprie, ci mă achit de o obligație pe care mi-a încredințat-o Domnul. Atunci, care este răsplata mea? Aceea de a vesti Evanghelia fără vreun motiv profit material și fără a mă folosi de drepturile pe care mi le dă predicarea Evangheliei. Astfel, rămânând liber față de toți, m-am făcut sluga tuturor, ca să pot câștiga pe cât mai mulți. M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toți, ca să mântuiesc cu orice preț, măcar pe unii. Toate acestea le fac pentru Evanghelie, ca să am parte și eu de mântuire. Cuvântul Domnului. Asta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, spune Domnul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp Iisus a spus: Eu sunt vița cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, El o înlătură și oricare aduce rod o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Voi sunteți deja curați, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță,
Tot la fel, nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădița și se usucă. Se adună, se aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, orice voiți, cereți și vi se va face. În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceți rod și să fiți discipolii mei. Așa cum Tatăl m-a iubit pe mine, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea. Dacă țineți poruncile mele, rămâneți în iubirea mea, așa cum eu am ținut poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea Lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui, însă v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl, vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Cuvântul Domnului. Dat să fie Iisus Hristos. Preasfințite, dragă Părinte Cornel, iubiți credincioși, îmi revine astăzi nobila datorie de a predica la o primiție. Este pentru prima dată. Și m-am gândit că e bine ca împreună să dăm răspunsul la trei întrebări. Înainte de toate, cine este preotul? Apoi, o a doua întrebare, ce necesită un răspuns? Care este condiția preotului în biserică și în societate? În sfârșit, a treia întrebare, ce importanță are preotul astăzi? La prima întrebare, cine este preotul, aș pleca, pentru a da un răspuns, de la Sfânta Scriptură. Autorul scrisorii către evrei, în capitolul 5, versetul 1, spune că preotul este luat din mijlocul oamenilor pentru ca în relația cu Dumnezeu să aducă daruri și jertfă pentru ispășirea păcatelor. Conciliul Vatican II ne învață că preotul are o triplă misiune, aceea de a învăța, de a sfinți și de a conduce. În termeni mai accesibili, pentru a înțelege mai bine, preotul învață prin predica sa, sfințește prin administrarea sacramentelor
și conduce ca păstor. E adevărat și ce spune Sfântul Părinte Papa Francisc. Deseori păstorul trebuie să stea mai în urma turmei pentru a ajuta oițele care rămân în spate. Așadar, Biserica ne învață că preotul este un alter Christus, un alt Hristos. Atunci când celebrează, atunci când oferă dezlegarea păcatelor, este Dumnezeu care face acest lucru. Dar preotul este un alter Christus și într-un alt sens. Preotul, iubiți credincioși, este paradoxal, în același timp, cel mai iubit și cel mai contestat om dintr-o comunitate. Este cel mai iubit pentru că omul are nevoie de Dumnezeu și este cel mai contestat pentru că niciodată un preot nu-i poate mulțumi pe toți, oriunde s-ar afla. Dragă Părinte Cornel, poate unii dintre oamenii care astăzi te aplaudă, mâine te vor trăda. Așa s-a întâmplat cu Iisus. De aceea spuneam, preotul este un alter Christus. Curaj, rămâi prietenul său, rămâi înrădăcinat, tu, mlădiță, în butucul de viță de vie. Asta ne-a spus Evanghelia de astăzi. Ia aminte și imită preoții dinaintea ta. În special, gândește-te la fericitul Anton Durcovici, care a rămas statornic până la sfârșit. Și el, cândva, a avut primiția. Și ceea ce spune-o astăzi Sfinței tale, cu siguranță i-au spus și lui alți preoți. Într-o bună zi, cei care astăzi te aplaudă, poate te vor trăda. Nu contează, tu mergi înainte, până la capăt. Adu-ți aminte, dragă Părinte Cornel, că primiția este o singură zi în viață, dar preoția este veșnică. La al doilea punct, condiția preotului în biserică și în societate, aș dori să plec de la un exemplu care s-a petrecut imediat după al doilea război mondial. Este vorba despre părintele provincial al franciscanilor, Anton Bișoc, pe atunci paroh de Săbăoani. Suntem la începutul lunii iunie, în 1949, când comuniștii încercau să-i aresteze pe cei mai importanți preoți din România, bineînțeles și pe episcopi. Tatăl meu, care pe atunci avea 13 ani, își aduce bine aminte cum, la început de lună iunie, având în vedere că erau prezențe ciudate în sat, oamenii s-au prezentat la biserică având în mâini unelte agricole, coasă, cârleți, lopată și așa mai departe. S-au prezentat acolo pentru că știau că într-o bună zi, parocul lor va fi arestat. Părintele Bișoc a celebrat Sfânta Liturghie de sculți. La sfârșitul Sfintei Jertfe le-a spus oamenilor, dragi noriași, vă invit să mergeți acasă, să lăsați deoparte armele. Aveți soții, copii, aveți familie. Eu nu am pe nimeni, îl am pe Dumnezeu. Oriunde voi fi, mă voi descurca. Mergeți liniștiți acasă și rugați-vă. Părintele Anton Bișoc a fost la câteva zile arestat pe 3 iunie 1949, aici, în drum spre episcopie. L-au invitat în numele episcopiei securiștii să vină cu trenul urgent la Iași și l-au săltat de la gara din Iași. A murit la fundata, în domiciliu obligatoriu, în 1960. Un al doilea exemplu îl iau din viața personală. În 1999, în iarna acelui an, mă găseam la Moinești,
venisem în vacanță de la studii la Roma și părintele paroc de Pustiana m-a rugat să celebrez o slujbă la Cucuieți, undeva pe dealuri. Era o filială a parohiei Pustiana. Era o iarnă grea. N-aveam nici mașină, nici șofer, nici permis. Mi-au găsit un șofer cu o Dacia 1300 și am pornit la drum pentru a ajunge la Cucuieți să celebrez Sfânta Liturghie. Dar fiind acolo un deal imens, cum spuneam, zăpadă, gheață, mașina n-a făcut față, așadar a trebuit să urcăm pe jos, spre sat și spre biserică. Mare mi-a fost mirarea când am ajuns în vârful dealului să văd toată comunitatea adunată, iar unele persoane chiar stăteau în genunchi, așteptând preotul. Eu fusesem sfințit cu câteva luni înainte, evident m-am emoționat. Am celebrat Sfânta Liturghie împreună și apoi, tot așa, condus de comunitate, am coborât dealul pentru a ajunge înapoi în Moinești. Și un ultim exemplu, tot din viața personală, acum 4 ani. Eram abia numit paroc la Târgu Frumos și după câteva zile un domn mi-a zis: lăsați, părinte, că doar știm. Preoții nu fac altceva toată ziua decât beau, mănâncă, dorm și cântă. Bineînțeles, a spus-o mai în glumă, mai în serios. Însă, poate pe undeva e ceva de adevăr în ce a spus el. M-am gândit, analizând aceste 3 evenimente, a avut oare loc o mutație de percepție în ceea ce privește realitatea preoțească la noi în dieceză sau în țară? Și am pus întrebarea asta unui om în vârstă, iar el mi-a răspuns: părinte, înainte vedeai rar un preot, acum sunteți atât de mulți, probabil de aceea lumea nu mai simte importanța și necesitatea preotului. Este greșit, iubiți credincioși. Oare statutul de preot depinde de numărul de preoți? Fals. Preotul este același, chiar dacă este singur într-o țară sau dacă există mii de preoți în aceeași țară. De aceea să ne gândim bine la această condiție a preotului, la cum a evoluat, între ghilimele, percepția lumii față de preot. Sfântul Augustin spunea mereu enoreașilor săi: sunt episcop pentru voi și creștin cu voi. Așa și tu, dragă părinte primițian, ești preot pentru turma lui Dumnezeu, dar ești creștin împreună cu ceilalți. Se spune că un preot nu aduce progres într-o țară, nu face nimic sau absolut nimic decât se roagă. Dar oare chiar așa să fie? Nu ne dăm seama că progresul material deseori depinde de cel spiritual? Cel mai mare progres al omului este acela de a fi împăcat cu sine și cu Dumnezeu. Odată, într-un sat de munte, oamenii s-au săturat de parocul propriu și au mers câțiva fruntași să-i ceară să nu mai facă Sfânta Liturghie pentru că degeaba se roagă și în plus clopotele îi deranjează pe toți. Preotul, foarte umil de fire, a ascultat de săteni și le-a promis că nu-i va mai bate la cap. Nu se mai trag clopotele, el celebrează în privat și atâta tot. Au trecut câteva zile și aceiași oameni s-au prezentat la același preot și au spus: părinte, am greșit. De când nu mai face Sfânta Liturghie în public, de când cei puțini care veneau la Sfânta Liturghie nu se mai roagă, parcă satul a înnebunit cu totul. Este anarhie. Soțiile nu ne mai fac mâncare, copiii nu se mai duc la școală, oamenii toată ziua prin crâșmă și așa mai departe. Te rugăm, reia Sfânta Liturghie. Așa se întâmplă, iubiți credincioși, atunci când ne simțim sufocați de preoți, de liturghie, de Dumnezeu. În realitate, simțim greșit. Dumnezeu nu sufocă pe nimeni, preotul nici atât. Cu toții avem nevoie de preot, cu toții avem nevoie de Dumnezeu.
Dar aici intervine o altă problemă. Toată lumea vrea preoți tineri, frumoși și deștepți. Un lucru aproape imposibil. O să vezi, dragă părinte primițiant, cu trecerea timpului, cum foarte mulți dintre simpatizanții Sfinției tale se vor retrage. Nu te descuraja. Noi preoții nu suntem trimiși în lume pentru a aduna aplauze, ci pentru a semăna cuvântul vieții. Dumnezeu va aduna el la timpul potrivit. Se spune în proverb că cine are un bătrân în familie să-l îngrijească, iar cine nu, să și-l cumpere. Este valabilă această zicală, dragă părinte Cornel, și în familia preoțească. Cine are un preot bătrân să-l păstreze, cine nu-l are, să și-l caute. Ce frumos ar fi, dragi părinți, iubiți credincioși, ca biserica să fie într-adevăr acea familie care se adună, de exemplu, în jurul unui preot în vârstă pentru a asculta cum a trăit el preoția acum 50 de ani. Ce frumos ar fi ca vara tinerii preoți într-un foișor, la un pahar de înghețată, să asculte un astfel de preot. Noi suntem preoți pentru că ei au fost înaintea noastră și au dat mărturie despre Hristos și despre preoție. Ce frumos ar fi ca iarna, la un pahar de vin fiert, preoții tineri și oamenii laici să asculte cuvintele unor preoți care au fost purificați prin suferință în preoția lor. Asta înseamnă biserică, asta înseamnă familie. Deseori însă, așa cum spuneam, oamenii sunt nemulțumiți pentru că preoții nu fac ceea ce ei ar vrea. Dar aici revin la ce spuneam la început. Preotul trebuie să conducă, nu altcineva. Și în plus, aș îndrăzni să-l întreb pe un asemenea creștin: omule, creștinule, știi măcar cum îl cheamă pe propriul tău paroh? Te-ai rugat vreodată pentru el? Vis-a-vis de ultimul punct, importanța preotului, aș aminti ceea ce spunea patronul parohilor, Ioan Maria Vianei. Zicea el: lăsați o parohie, un sat, fără preot și veți vedea că în 20 de ani lumea se va închina la cai, la animale. Și chiar așa este. Iată așadar, importanța unui preot nu este altcineva decât cel care orientează oamenii spre Dumnezeu. Omul sfințește locul, spune proverbul. E și mai adevărat că preotul sfințește locul și comunitatea. Preotul, ca și biserica, este asemenea unei fântâni, unde toată lumea vine și bea apă, în deșertul acestei societăți. Iubiți credincioși, vrem, nu vrem, viața noastră se desfășoară înaintea bisericii, iar preotul face parte din viața fiecăruia dintre noi. Suntem botezați de un preot, suntem înmormântați de un preot. Așadar, preotul este de o importanță deosebită și când spun asta, nu mă gândesc doar la nivelul material, social, cultural, ci mai ales la nivel spiritual. De aceea se cere preotului ceea ce are de la Dumnezeu, harul de a fi sfinți. Nu de mult am primit pe e-mail de la un preot în vârstă, bate spre retragere, spre a se pensiona, o scrisoare. Preotul, spune el, mare ciudățenie. Dați-mi voie să închei predica de astăzi cu această considerație despre preoție, care rezumă toate cele trei răspunsuri pe care le-am expus. Dacă preotul predică mai mult de 10 minute, trage o barbă, iar credincioșii adorm la Sfânta Liturghie. Dacă însă predică mai puțin de 10 minute,
nu este capabil să țină un discurs, este incult. Dacă se grăbește, aruncă lucrurile peste tot, este un repezit. Dacă însă este calm, e prea moale. Dacă îmbracă sutana neagră, este un demodat. Dacă însă se îmbracă în civil, e prea modern. Dacă vizitează credincioșii din parohie, se plimbă peste tot. Nu e niciodată acasă. Dacă însă rămâne în casă și nu vizitează familiile, iubește detașarea și distanța. Deci nu este popular. Dacă este închis și rezervat ca și caracter, nu știe să stea cu lumea. Dacă însă e deschis și cordial, e privit cu suspiciune. Face prea multe confidențe. Dacă la scovadă se grăbește, nu e capabil de a asculta. Dacă însă prelungește scovada, este interminabil. Dacă începe liturghia cu punctualitate, ceasul său este înainte. Dacă însă are o mică întârziere, face lumea să piardă timpul. Dacă vorbește de oferte sau cere ceva, se gândește doar la bani. Dacă însă înfrumusețează biserica, cheltuiește banii fără rost. Dacă este tânăr, nu are experiență. Dacă însă e în vârstă, e depășit deja și nu știe să se adapteze timpurilor. Orice decizie pe care o ia este mereu greșită. Preotul e acuzat de a fi de partea celor cu influență și putere. În același timp, se apelează la el chiar și pentru cele mai ciudate lucruri. Dacă nu reușește să obțină favoarea care i s-a cerut, dat fiindcă nu are putere și nu e ascultat, e acuzat că nu se interesează de problemele concrete ale enoriașilor. Preotului îi se cere totul, în afară de ceea ce este specific misiunii sale și pentru care este preot, și anume ajutor în schimbarea vieții, iertarea la spovadă, cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă preotul moare, cine îl va înlocui? Fraților preaiubiți, și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, puternicul, creatorul cerului și pământului, văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut. Yeah.
fraților preaiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care m-a făcut părtaș de preoția Lui, să mă ajute să-L slujesc cu fidelitate și să-mi dăruiesc întreaga viață, cu generozitate și cu tărie pentru mântuirea oamenilor și spre slava numelui Său. Părinte Sfânt, care călăuzești pe toți oamenii pe calea mântuirii veșnice, întărește biserica Ta pe stânca lui Petru și arată-o lumii tot mai limpede, ca semn și sacrament al unității neamului omenesc. Dă tuturor oamenilor bunăvoință și promptitudine în a primi îndemnurile Sfântului Părinte, Papa Francisc, la pace și bună înțelegere. Ajută pe episcopul nostru Petru și pe episcopul auxiliar Aurel să fie pentru întreaga sa turmă adevărați păstori și părinți și dăruiește-le colaboratori generoși și destoinici care să ajute să-și împlinească slujirea încredințată. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, susține cu harurile tale pe Părintele Cornel pentru a fi slujitor credincios al Evangheliei și al Sfintelor Taine. Sporește în poporul tău iubirea și ascultarea față de păstorilor. Binevoiește a dărui iertarea de păcate și odihnă veșnică tuturor răposaților noștri. Veșnice Părinte, în fața Ta aducem toate grijile noastre și spre Tine strigăm pentru toți oamenii și frații noștri. Dă-ne să urmăm mereu calea cea dreaptă spre Tine și ajută-ne să lucrăm cu toată dăruirea pentru împărăția Ta, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să Domnul jertfa Primește, Doamne Dumnezeule Atotputernic, aceste daruri pe care ți le oferim cu venerație și privind la Fiul Tău, Iisus Hristos, deopotrivă preot și jertfă, dă-mi harul, ca de vreme ce am fost făcut părtaș de preoția Lui, să mă ofer necontenit ca jertfă spirituală bineplăcută ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu tău. Sus inimile. Vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Minunată este lucrarea Lui prin misterul pascal, prin care, de sub jugul păcatului și al morții, am fost chemați la demnitatea de a fi acum un neam ales, o împărăție de preoți, un popor sfânt, popor răscumpărat de dânsul. Noi vestim pretutindeni mărețile tale, fiindcă din întuneric ne-ai chemat la strălucirea luminii cerești. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare.
adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească, împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, fericiți apostoli și slăviții martiri, Sfântul Corneliu, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm așadar, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele.
Hristos, cu Hristos și în Hristos. Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Fraților prea iubiți, în bucuria sărbătorii de astăzi și îndemnați de porunca Mântuitorului să ne rugăm așa cum El ne-a învățat. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului.
Să ne rugăm. Părinte Sfânt, pâinea cerească m-a întărit și potirul noului legământ m-a umplut de bucurie. Fă-mă să-ți slujesc cu fidelitate și să-mi dăruiesc întreaga viață cu generozitate și cu tărie pentru mântuirea oamenilor, prin Hristos Domnul nostru. Vă invit să luați loc pentru câteva momente. Două anunțuri. La biroul parohial puteți găsi noul număr al revistei Lumina Creștinului pentru luna iulie. Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în Iași cursuri gratuite de calificare în meseriile de cosmetician și masăr cu subvenție financiară la final. Înscrierile se fac până pe data de 11 iulie 2014. Detalii puteți găsi la vizierul nostru. Dragă Părinte Primițian Cornel, acum la sfârșitul liturghiei, copiii și tinerii din comunitatea noastră vor să-ți adreseze un cuvânt recitat și unul cântat. Cu cei mici, Părinte, fene mari noi cei mici, chiar dacă vorbim stricit, să vă spunem bun venit. Domnul Sfânt, când te-a chemat, tu te acasă ai plecat, cu mântuie în seminarii ca să ajungi azi la altar. Ce-a fost seminarul, unde ți-ai cultivat darul, rugându-te, învățând, muncind și pe Dumnezeu slăvind. Ai învățat ani de zile, ai răsfoit mii de file, sorbind sfânta înțelepciune să fii de folos în lume. Chemarea vine de sus, chiar de la bunul Iisus. Lui adesea te-ai rugat și iată ce har ți-a dat. Când erai și tu micuț, i-ai fost Domnului plăcut. Iar acum, precum se vede, ți-a dat har, ți-a dat putere. Toți copiii să iubești, bolnavii să îngrijești, tuturor să le vorbești, legea sfântă să trăiești. Ca un alt Hristos în lume, celor vrednici de acest nume, bun, blând și plin de bunătate, cu binecuvântări în toate.
te-a chemat pe tine în lume să fii o flacără a iubirii sfinte. Pe drumul ales, pășind cu încredere de plină, cu ochii senin și inima deschisă lui. Suntem prezenți aici, amărături la o sărbătoare mare, la Sfânta Preoție temeiată de Hristos și dăruită cu iubire celui ales. Cuvântul divin, bucurie să-l vestești, un alt Hristos de astăzi, Părinte, ești un blând păstor ce suflete călăuzești pe drumul cel bun spre paradisul său ceresc. Suntem prezenți aici ca martori la o sărbătoare. Părinte drag, tu nu uita că singur nu ești, Iisus mereu e-n preajma ta. Să nu obosești misiunea încredințată, Părinte Cornel, căci ești iubit în veci de Tatăl. Suntem prezenți aici ca martori la o sărbătoare mare, la Sfânta Preoție întemeiată de Hristos și dăruită cu iubire celui ales. Dezleagă, ne-l dă pe Iisus, e mâna ce stoarce îndurare de sus. Mână de preot, în noaptea e lumină, e stâncă de sprijin, plină furtună. E brațul ce întoarce un suflet rebel și îl poartă la tronul jertfitului miel. Mână de preot, e calea ce duce lumea la pacea izvorâtă din cruce. E flamura albă și steag neînvins. E scara ce duce la cerul deschis. Mână de preot, e alinare în durere, e floarea ce aduce mereu mângâiere, e biciul ce iadul alungă și mână,
și scutul ce oprește lovirea păgână. Mână de preot, ia Domnului mână, întinsă spre om de când prunc abia în gână, purtându-l prin viață cât e pe pământ și în cer conducându-l din aspul mormânt. Părinte Primițiant Cornel, noi, tinerii din organizațiile parohiei, împreună cu întreaga comunitate în care ai crescut, suntem alături de tine în aceste momente speciale. Îi mulțumim Domnului că ne-a învrednicit cu acest dar al preoției pe care l-ai primit în urmă cu câteva zile. Știm că preotul nu este niciodată atât de preot ca atunci când este la altar și în tăcere cu Domnul. Preotul, celebrând în fiecare zi Euharistia, coboară în inima acestui mister. Îți dorim mult succes în drumul tău, iar pacea, bucuria și împlinirea sufletească să fie răsplata efortului pe care îl vei depune pentru ca să-L duci pe Domnul cât mai aproape de sufletele oamenilor însetați după divin. La mulți ani de slujire în via Domnului! Sărbătoare astăzi în catedrala noastră. Vă rog să mai rămâneți o clipă. Dacă Părinte Corneliu, dragi colegi, neopresbiteri în zile voastre, părinți profesori, părinți oaspeți, stimată familie, dragi tineri și tinere, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, m-am auzit astăzi încă o dată. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Sunt cuvintele lui Iisus care ne-a ales pe fiecare în parte, dar mai ales cuvinte pe care le spune ucenicilor săi direct, aleșilor săi, apostolilor săi, preoților săi. El ne-a ales. Și iubirea Lui continuă de 2000 de ani. De atâția ani în dieceza noastră ne amintea Părintele Paroc despre Episcopul nostru, despre ceea ce El a voit să ne lase ca testament, despre această iubire care trebuie să continue.
am trăit această bucurie atâția ani și o trăim mai departe, zilele trecute aici în catedrală. Din nou Iisus a ales pentru noi 29 de apostoli. Iată, astăzi, aici, în catedrală, este o mare bucurie să putem cu toții să ne asociem Părintelui Corneliu și să-L preamărim pe Dumnezeu pentru că El l-a ales. El este predilectul lui Iisus. Să-L preamărim pentru că El ne oferă familii care știu să-i răspundă lui Dumnezeu cu iubire. E o bucurie pentru noi astăzi aici, ca în catedrala noastră, să ne însușim cu Părintele Corneliu un cânt și un imn de preamărire, cântul Maicii Domnului. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Sufletul meu, pentru atâtea daruri, dar mai ales pentru darul preoției. În numele tuturor preoților noștri care sunt în altar și toți părinților noștri, preasfințitului nostru Aurel și celorlalți părinți, îți dorim să nu uiți niciodată ce mare har ai primit de la Iisus și câtă bucurie ți-a revărsat în suflet Maica Sfântă, Maica Sfintei Preoții. Noi știm că avem o mamă și nu o putem uita. Și în momente grele alergăm la dânsa, așa cum este firesc. Și acest lucru ne este dăruit și mai mult că avem o mamă cerească care nu trebuie să uităm niciodată, care ne poartă în brațe, pentru că noi suntem, ca preoți, dar și ca și creștini, alți Iisus, alți Hristos, pe acest pământ. De aceea, cu mare bucurie, astăzi noi ne asociăm la imnul de preamărire a Maicii Domnului și vrem să-ți aducem aici, în catedrală, un mic dar, care, de fapt, o reprezintă pe Maica Sfântă, care dacă mama de pe pământ poate stă departe, pentru că așa e misiunea noastră, Maica Domnului stă mereu lângă Sfinția ta, mereu te ocrotește, mereu îți aduce aminte de părinții tăi, de cei dragi, mereu îți aduce aminte că nu trebuie să-L uiți pe Iisus. Acest lucru ți-l dorim noi astăzi și această icoană care reprezintă și catedrala noastră, dar și pe Maica Domnului care l-are pe pruncă în brațe, să-ți aducă mereu aminte că ea este cea care te poartă pe brațele sale. Într-un mulți ani, Sfânta Preoție și felicitări familiei pentru acest dar făcut bisericii noastre. Este rândul meu să aduc mulțumiri vouă tuturor și fiecăruia în parte. De aceea voi începe cu începutul. Preasfințite, cucernici părinți concelebranți, dragă familie, dragi oaspeți, dragi credincioși, laudă, cinste și mărire să-i fie lui Dumnezeu neîncetat. În această zi minunată din viața mea, gândul meu se îndreaptă în primul rând către Bunul Dumnezeu,
care în mila sa și-a îndreptat privirea spre mine, m-a ales fără vrednicia mea și m-a chemat să fiu un slujitor al iubirii și milostivirii sale. Cum să-ți mulțumesc eu, Doamne, pentru toate câte mi le-ai făcut? Cu ajutorul Preasfinte Fecioare Maria, mama preotului veșnic, mă voi strădui să rămân mereu fidel acestei slujiri pentru a te iubi și a slăvi mereu numele tău sfânt împreună cu poporul tău. Îmi îndrept acum privirea spre părinții mei, care sunt aici de față și pe care i-am simțit mereu lângă mine, chiar dacă timp de mai mulți ani am stat departe de ei, fiind în seminariile de la Roman și Iași, pentru a mă forma în vederea Sfintei Preoții. Dragi părinți, voi sunteți cei care ați răspuns planului lui Dumnezeu, primindu-mă în familie ca mai apoi să mă oferiți bisericii. Nu sunt îndeajuns cuvintele pentru a descrie sacrificiile pe care le-ați făcut pentru mine. Pentru toate aceste sacrificii, pentru toate rugăciunile, pentru toată dragostea voastră, din suflet mulțumesc. De asemenea, ție, fratele meu, precum și celor care îmi sunteți alături, pentru tot ceea ce i-ați făcut pentru mine, vă mulțumesc și vă sunt recunoscător. Mulțumesc excelenței sale, episcop Petru Ghergel, prin a cărui rugăciune de consacrare și prin impunerea mâinilor am fost rânduit să fiu slujitor al altarului și al poporului lui Dumnezeu. Un sincer mulțumesc! Mulțumesc părintelui paroh Iosif Dorcu pentru tot sprijinul sub diferitele sale forme pe care mi l-a oferit pe parcursul acestor ani și pentru grija cu care a pregătit sărbătoarea de astăzi. Și părinților vicari prezenți astăzi, care în tot acest timp au activat în această comunitate, călăuzind un pași în urmarea lui Hristos, le mulțumesc. Vă doresc să continuați această muncă, călăuzindu-i cu dragoste părintească pe toți cei încredințați grijii voastre. Același gând de mulțumire se îndreaptă către toți părinții formatori și spirituali din seminariile de la Roman și Iași, pe care Bunul Dumnezeu i-a ales să-mi fie călăuze și exemple pe parcursul întregii mele formări umane, intelectuale și spirituale. Ei m-au încurajat și îndrumat pe drumul meu în urmarea lui Hristos. În frunte cu părintele Fabian Doboș, care ne-a edificat într-un mod minunat prin cuvântul său de la predică, doresc să mulțumesc tuturor preoților care au participat la această sfântă liturghie pentru rugăciunile lor și pentru că au binevoit să-mi fie alături. Am aici prezenți, alături de mine, la stânga și la dreapta, colegii mei, preoți nou sfințiți, care și ei, la rândul lor, au avut liturghia, prima sfântă liturghie în comunitățile lor. De asemenea, le mulțumesc pentru prezență. Un sincer mulțumesc adresez tuturor rudelor mele, prietenilor, binefăcătorilor, pentru că au binevoit să fie aici, de față, pentru a ne bucura împreună de acest deosebit eveniment din viața mea. Iar pentru a nu mă lungi și pentru a uita pentru a nu uita pe nimeni, voi uita să dau nume, știind că mă refer la fiecare dintre ei în parte, cu multă prețuire. Mulțumesc corului Juvenes Ecclesiae, în frunte cu dirijorul Maximilian Husaru, care prin cântarea sa a sporit cu mult frumusețea acestei sărbători, rugăciunea de laudă adusă lui Dumnezeu, fiind astfel mai bogată. Un sincer mulțumesc! Tuturor surorilor și tuturor celor care s-au angajat în pregătirea și animarea acestei sfinte liturghii, pentru toată munca depusă, ca această sărbătoare să fie una deosebită, le adresez un sincer mulțumesc. Nu în ultimul rând, vreau să adresez o mulțumire cordială tuturor grupurilor de tineri care s-au implicat atât de activ și frumos în realizarea acestui program artistic. Și aici amintesc Scoutul, Acțiunea Catolică, Asociația Studenților Catolici și Animatorii de Grefă.
Vouă, tinerilor, vă adresez mulțumirile mele sincere. Fie ca Domnul să vă răsplătească munca depusă spre lauda și preamărirea sa. Iar dumneavoastră, tuturor celor prezenți la această sărbătoare, pe care poate nu i-am amintit până acum, vă mulțumesc nespus de mult pentru că ați ales să trăim împreună această sărbătoare și să îi aducem preamărirea lui Dumnezeu, care ne-a dovedit astăzi din nou că ascultă rugăciunea acelora care îi cer să trimită lucrători în secerișul său. Astfel mulțumesc și tuturor persoanelor care s-au rugat pentru mine și vă îndemn să vă rugați în continuare pentru mine, pentru toți păstorii Bisericii lui Hristos și pentru noi chemări la preoție și viața consacrată. Tuturor un sincer mulțumesc și vă asigur de rugăciunile mele. Domnul să vă răsplătească! Invităm acum pe Părintele Primițiant ca prin impunerea mâinilor sale de preot nou sfințit să implore împreună cu mine binecuvântare pentru întreaga comunitate, pentru familie și pentru toți cei dragi. Domnul să fie cu voi! Sfințit, prin mijlocirea preasfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.